Deși campania electorală pentru alegerile locale din 5 iunie a început de aproape o săptămână, la Buzău este aproape invizibilă. În afară de cele 24 de panouri electorale puse la dispoziție de primărie, nimic altceva nu atrage atenția asupra celor 13 candidați înscriși în lupta pentru fotoliul de primar. Panourile electorale sunt, în marea lor majoritate, doar niște foi de tablă sudate pe picioare metalice. Unele dintre ele sunt atât de vechi încât urmele nenumăratelor afișări nici nu mai pot fi curățate. Oricum, nimeni nu prea se uită la afișe pentru că sunt doar câteva și de mici dimensiuni. Candidații nu au voie să afișeze decât un singur afiș pe fiecare panou, iar dimensiunea acestuia nu trebuie să depășească 500 de milimetri pe o latură și 350 pe cealaltă. De altfel, această metodă de propagandă vizuală outdoor este atât de neatractivă încât nici măcar candidații nu au apelat la ea. Până acum, doar 6-7 dintre ei au lipit câte o poză, în unele locuri la concurență cu artiști ori spectacole, ale căror afișe le bat de departe ca dimensiuni. Recentul ghid pentru finanțarea campaniei electorale pentru alegerile locale din 2016 a redus simțitor mijloacele de propagandă, dar și bugetele candidaților. De aceea, unii dintre ei au renunțat să își mai tipărească afișele, iar de micile cadouri pentru concetățeni, nici vorbă. Echipele de campanie nu mai împart găleți, geci, tricouri și nici măcar pixuri ori brichete. Este o campanie săracă și lipsită de vizibilitate, într-o contradicție evidentă cu cele fastuoase din anii anteriori, când meșurile candidaților acopereau blocuri întregi. Dar, cum există niște reguli stricte, acestea trebuie respectate de toată lumea, indiferent de bugetul pe care și l-ar putea permite concurenții sau partidele care îi susțin.